În această dimineață vă propunem să aflăm mult mai multe despre un proiect absolut senzațional, menirea căruia este de a educa din punct de vedere financiar societatea din Republica Moldova. Proiectul se numește Învață, dă sens banilor, iar mai multe detalii despre această inițiativă vom afla de la domnul Victor Colța, consilier al guvernatorului BNM. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața, vă mulțumesc mult pentru invitație și sunt foarte bucuros să vă spun vreo câteva cuvinte despre proiectul respectiv. Deci este o inițiativă din partea Băncii Naționale a Moldovei împreună cu Expert Group de a ridica alfabetismul financiar în Republica Moldova. Avem carențe aici? Da, deci noi considerăm că relațiile în societate s-au schimbat într-atâta că banii devin într-adevăr o parte foarte importantă în relațiile sociale, deci prin lume. Și cunoștințele, aptitudinile și capacitățile cum se gestionează, se adună și se utilizează banii devin foarte importante. Noi ne-am propus inițiativa asta pentru a lansa unele activități practice care sunt menite anumitor grupuri țintă. Anul trecut noi direct am avut interacțiune cu peste 2000 de solicitanți. Cererea, apropo, pentru serviciile respective crește din an în an. Și noi înțelegem foarte mult că pentru a diminua riscurile potențiale atunci când utilizatorii folosesc anumite instrumente financiare, sunt mari. Deci aici putem să ne închipuim deci, cum a progresat tehnologiile informaționale, cât e de ușor la moment este să accesăm un serviciu financiar, deci cât e de ușor să luăm un credit acum. E foarte ușor, deci putem utiliza un telefon prin computer de acasă. Mai ales că sunt și anunțuri publicitare foarte exact. Multe care atrag privirea. Consumatorii la moment sunt bombardați cu solicitări de la diferite instituții financiare și este foarte important să înțelegem caracteristica fiecărui instrument și să ne informăm ce drepturi avem pentru a gestiona și utiliza serviciile astea într-o formă conștientă, într-o formă puțin riscantă. Deci cum ar veni cei de acasă, unde vor vedea acest logo, să fie sigur că informația vine din partea BNM, este o sursă absolut oficială, sunt informații benefice, așa că priviți-l atent, țineți minte și dați sens banilor, într-adevăr. Domnule Colța, care sunt întrebările la care pot afla beneficiarii răspunsuri în cadrul acestui proiect? Ca să le dăm câteva exemple. Da, deci eu cred că mă axa asupra două concepte de bază financiare. Ar fi DAEU, așa numitul DAEU, dobânda anuală efectivă. Din punctul meu de vedere, cred că este foarte util să cunoască ce înseamnă DAEU, deci pentru că la moment creditul este cel mai utilizat instrument financiar în Republica Moldova. Astfel, deci, pentru a compara diferite instrumente, pentru că eventual cea mai bună tactică este să primești oferte de la mai multe instituții financiare. Să le compari. Să le compari. Întrebarea atunci, cum le compari? Pentru că diferite instituții furnizează informații diferite și atunci este foarte dificil. DAEU este un instrument care normalizează instrumentele respective și poți să le compari, să zicem, compari roșii cu roșii și nu roșii cu castraveți sau altceva. Pe lângă aceasta, DAEU întrunește în sine toate costurile aferente unui serviciu financiar, unui credit. Pentru că de multe ori costurile sunt ascunse sau nu sunt publicate transparent și atunci consumatorii nimeresc într-o capcană. Dar eu ne permite să facem o comparație normalizată și să facem o comparație transparentă. Deci unul și a doilea aș zice că este inflația. Deci noi am început două săptămâni acum să publicăm notele informative asupra acestor concepte care
descriu foarte detailat care sunt, care sunt definițiile și cum, să, cum consumatorul ar putea să utilizeze informația respectivă pentru a lua decizii mai educate. Corecte și mai asumate. Inflație, rata de inflație, eu sunt chestii pe care le auzim de fiecare dată, doar că nu ne manifestăm interesul față de a afla ce cumva ar putea să fie aici cheița spre un credit mai eficient sau pentru o calculare, gestionare mai eficientă a banilor? Absolut. Deci, din practica mea, aș putea să vă spun că deciziile luate corect la un, să zicem, la, la etapa inițială vă pot aduce la situații complet diferite atunci când luați decizii greșite. Deci diferența eventual, pentru că ne dăm seama, creditul de obicei este un instrument de durată mai lungă. Da. Și chiar diferențe mici la început vă dau un rezultat foarte, foarte extrem de mare la sfârșit, atunci când, de exemplu, se rambursează integral creditul. La fel și inflația. Deci inflația stă la baza formării costurilor la diferite produse și servicii financiare, inclusiv rata sau costul creditului. Pentru a înțelege cum funcționează, e foarte important să știm cum se calculează inflația. Este oare inflația bună sau rea? De obicei, de ce este atitudinea că inflația, orice nivel de inflație, este un fenomen negativ. Exact. Cu toate că observăm că acum în economiile dezvoltate, cum ar fi Uniunea Europeană, Japonia, Statele Unite, s-au trezit într-o situație unde inflația este foarte joasă, chiar negativă. Așa. Și asta, deci, le constrânge dezvoltarea economică, ceea ce ar însemna că există un nivel optim al inflației care creează condiții favorabile pentru creștere economică și efectuarea investițiilor. Domnule Coță, aici, în cadrul acestui proiect, Învață de sens banilor, foarte multă lume ar vrea să știe termenii într-o manieră foarte accesibilă, pentru că nu cu toții avem studii în economie. Cumva este acest serviciu, acest proiect dedicat și celor care nu au studiile respective în background? Absolut. Deci, în primul rând, este inițiativa respectivă este menită pentru populație. Noi încercăm să elaborăm documentele prezentându-le într-un limbaj simplu, din punct de vedere accesibil pentru digestia intelectuală. Noi interacționăm foarte strâns cu publicul, deci, cum am menționat, am avut interacțiuni cu peste 2000 de indivizi, instituții școlare, gimnazii, licee, universități, unde noi primim informații conform unor sondaje pe care le derulăm pentru a primi ceva, un feedback, să cunoaștem în ce formă să prezentăm informația pentru a fi mai accesibilă. Și din fericire aceste informații sunt imprimate și pe anumite fișiere care sunt, dacă nu vă supărați, eu o să iau cel puțin una ca să vadă absolut, cei de acasă, sunt în niște diagrame, niște scheme care ar putea să fie pe sensul și pe înțelesul tuturor, astfel încât nu mai trebuie să umblăm cu dicționarul economic după noi. Absolut. Noi ne-am pus scopul să elaborăm notele acestea informative într-o formă cât mai ușor de asimilat. Deci infografice cu definiții și cu explicații a termenilor respectivi. Noi vă mulțumim tare frumos, domnule Colța, pentru că ați venit pentru informații și vă mai așteptăm ca să vedem cum derulează și cum ne educăm financiar. Vă mulțumesc foarte mult și accesați, vă rog, site-ul Băncii Naționale a Moldovei și site-ul de pe Facebook pentru a găsi informația respectivă.